ce faceți grăsuții mei, ce faceți? Eu am o față de împins vagoane pentru că la mine este 4 dimineața și da, trebuie să dau și eu un share. Nu e nimeni aici, vorbesc singură. Nu știu ce s-a întâmplat. Deci acum când dau share, mă scoate din live. Așteptăm să se adune lumea, dacă îi să vină cineva, dacă nu, bună Daniela! Să vedem dacă se adună cineva, dacă nu, asta e, vorbesc singură, fac live-ul singură și vedem noi mai târziu ce se întâmplă. Bună Georgiana! Păi am zis că vorbesc singură, că nu am văzut nimeni pe aici. Bună Liliana, bună Oana, da, astăzi avem un mega haul, nu un haul, bună Alexandrina, deci un mega haul, pentru că nu vreți să vedeți ce e aici în zona asta mea, deci chiar nu vreți. Știți care e problema? Totuși că eu nu mi-arată pe televizor. Stai să văd dacă trebuie să închid anumite chestii. Uite acum. Hai mă. Nu merge pe calculator, pe laptop să văd. Speram să văd comentariile, să le citesc acum. Nu, nu sunt tristă. Este ora 4 dimineața, bună Diana, este 4 dimineața și am lucrat toată noaptea și acum, nu știu, voi mă vedeți bine sau mă vedeți, bună Adi, sau mă vedeți aiurea? Ce se va întâmpla cu noi cei grăsuți și tu vei fi o Barbie? Da, mă, liniștită că nu e, nu e niciun Barbie, nu o să ajung eu Barbie niciodată. Sunt obosită. Nu, ce mai la de la valee, eu să ruptă că am făcut vreo 20 de pachete pentru că am avut vânzarea la felicitări și am zis că mă, dacă tot am stat așa de mult, aici am niște piersici ca să știți, am zis că dacă tot am stat așa de mult și trebuie să mă apuc să pun produsele pe care le-am adus din Vegas, să le pun la vânzare, îs machiată de astăzi după amiază, unghiile mele sărite, oja mie sărită, deci îți varză, ce mai la de la vale, cred că n-am făcut niciodată un live arătând în halul ăsta, dar e ok. Voi mă iubiți oricum, da? Sper. Sper. Avem foarte multe produse, nu știu exact cum o să le pun, cum o să le așez. Îmi iesă și un coș, deci să bine. Sper și eu să te lase, Tudor, lasă pe mama în pace un piculeț aici, cât stă un pic cu mine. După aia ai timp toată ziua. Mulțumesc, Emilia, mulțumesc și Georgiana, sunteți voi niște scumpe. Eu știu adevărul. Ok. Mai așteptăm puțin să mai vină lumea. Poate apare careva. Poate vrea să mai vină cineva. Dacă nu o să vrea, nu o să vrea. Nu știu dacă aveți vreo întrebare în legătură cu... cu operația... Dacă aveți vreo întrebare cu operația sau bună Lenuța, să trecem direct în pâine, cum s-ar zice. Avem destul de multișoare produsele astăzi. Mă simt bine, singura problemă e că îmi cade foarte mult părul, nu știu. Bună Elena, îmi cade extraordinar de mult părul și... A venit o fată din, a fost în vacanță în România, o fată care locuiește aici cam la o oră distanță de mine. Și a fost în România și mi-a adus Forcalip. Bună Cătălina, că multă lume mi-a recomandat Forcalipul și a zis că hai mă să încerc și eu să văd care și cum e treaba acolo. Și da, de bine aștept
După aștept să încep să iau pastilele, să văd dacă au vreun rezultat. Mai merg la sală. Săptămâna asta nu am fost, că am fost în Vegas toată săptămâna și nu n-am avut. Când am venit din Vegas, am fost obosită, chiar nu. Nu am avut timp de sală. Dar de mâine înapoi la program obișnuit. Să încerci să-ți faci apă de rozmarin cu mentă pentru păr. Cum e aia, Oana? Apă de rozmarin cu mentă pentru păr. Ce e, fac infused? Care ar să le fierb? Sau ce trebuie făcute? Trebuie luat câteva luni. Deocamdată, dacă nu mă înșel, cum nata mi-a luat pe 2 luni, mă, cât de cât... Faze că eu iau suplimente pentru păr. Deci iau pentru păr, piele și unghii. Iau suplimente de astea, dar nu... Nu știu, îmi cade foarte tare și vreau să mai iau ceva pe lângă. Da. Live-ul ăsta o să-l las salvat. Rozmarin și mentă, ulei. Păi și ce fac cu astea? Bună, Paula. Le fierb, le... Ce fac cu ele? Gelovitar, șampon și balsam, așa am reglat părul. Faci masaj la cap. Mi-am luat acum din Vegas, dacă ați văzut video, mi-am luat un șampon Biotin. Și șampon și ulei, urmă mai multe chestii și vom vedea și cu aia și cu tratamentele. Sper să... Bine, Daniela, te pup. O să vedem după aia ce și cum o să dea... O să dea rezultate sau nu. Eu o să tot casc. Că da, sunt căscată. Încearcă cadu Crex Fiole. Eu am pierdut 76% din păr cu filele astea. Am scăpat. Mamă, Lori. Mă spărie. Fierb crenguțe de rozmarin și câteva frunze de mentă până se schimbă culoarea. Apoi le pui într-un pulver și le dai pe scalp. Te masezi și le lași în păr peste noapte. Bună, Oana! Ah, super tare. Păi, vă dați seama că e de la interior deocamdată, pentru că eu făcând operația asta, mâncând felul în care mănânc, adică foarte puțin, asta e problema, știi? Nu mi-au destule vitamine de mâncare, dar iau și suplimente. De asta am avut impresia că dacă iau suplimente o să fie bine. Se pare că are nevoie de timp să fie bine. Ok, dacă nu sunt alte întrebări, vom trece direct la treabă. Bună, Dragoș! Vom trece direct la treabă și o să vă arăt, pentru că nu vreau să dureze 5 ore live-ul ăsta, având în vedere că deja este ora 4 și 5 minute. Așa o cade mie, Diana! Șuvițe de păr! Bună! Mă simt bine! Și asta, Georgiana. Bine că la mine m-a lovit toate atunci. Deci am avut COVID exact după operație, după operația în sine, acum cu toamna, deci 3 în 1, știi? Încă de părul mai mult decât ar fi trebuit. Voi începe cu produsele pe care le am aici și după voi continua cu câte o sacoșică, cu câte o sacoșică, cu câte o sacoșică. Am fost azi când m-am întâlnit cu prietena asta mea, am fost în mall. Și na, ne uitam pe acolo și am găsit o pereche de blugi. Nu e mărimea mea, că e mărime mică, nu știu când o să ajung eu să încap în mărimea asta. Dar o să-i pun la vânzare pe... O să-i pun la vânzare pe internet. În mod normal, perechea asta de pantalon costa $60, dar a fost redusă la $10. Firma se numește Paxan. Și blugi arată așa. Așa sunt blugii. Zici că o tras câinii de ei. Au fost foame și eu zic, stai mă, băiatule, că am găsit o pereche de blugi și ar trebui să-i trag de ei. Păi e mică tu, deci până în cap pe una asta să mă răgigi dacă nu mai durează. Deci mai durează. Dar de ce am luat blugii ăștia? Pentru că oferta de la magazin era așa. Cumpără
un produs și ți iei două gratuite din produsele care erau deja reduse. Și am zis că ia să vă frățică ce să mai găsesc. Și am văzut niște ochelari și mi-au plăcut foarte mult. Și ochelarii erau $12 și am zis că bă, mi-au o pereche de ochelari. Ochelarii arată așa, $12. Și mi-au blugii și mi-am luat încă. N-am ce am făcut. Am tras de... Mă scuzați, am tras de firul de la telefon. V-ați dus cu craci în sus și voi, a? Hai să vă compun eu firul ăsta să nu mai agăț. V-ați speriat un pic? V-ați speriat, a? Ia uite firele mele de păr. Da, Briana mai e până. Așa că, da, mi-am luat două perechi de ochelari, la fel, pentru că mi-au plăcut foarte mult modelul ăsta. Și eu, cum nu am grijă de lucruri, cu siguranță o să le zgârii foarte tare. Și așa că mi-am luat două perechi. Și blugii o să-i vând și îmi scot cum ar veni cheltuiala pe ochelari, știi? Deci, da, ne amintim puțin, îmi cer scuze. Așa e, Georgiana, one day at a time. Bună, Marci! Da, păi astăzi fac live-ul și... fac live-ul și Loredana nu pot să mă uit acum, dar o să văd. Mi-a apărut acum pe telefon că mi-ai dat mesaj, dar o să mă uit după. Deci încă fac live-ul și o să-l las aici ca să îl vadă și cei care nu l-au văzut, pentru că știu că e destul de devreme, e 2 după amiază și știu că nu multă lume este acasă la ora asta. Dar, da, stai că nu știu, da, stai că am pregătit aici. Okay. Am pregătit acolo o cutie în care, bună, Alexandra. Am pregătit o cutie în care să pun... produsele astea care nu se sparg, iar cele care se sparg și sunt mai fragile, le voi ține pe birou, dar celelalte care nu se sparg și sunt ușor de așa, le arunc acolo în cutia respectivă. Ok, după, din Vegas am cumpărat urâtanea asta, a fost $6, dar urâtanea asta este o pușculiță de la Ford și e făcut, deci scrie aici Ford, e făcut în anii 50 și ceva, 60 și ceva și se vinde undeva la $30-40, așa că da, am cumpărat-o și a fost doar $5.99. Chiar în același timp să scot și prețurile, că după o să le și, dacă o să am timp și nu o să fiu foarte obosită, o să le și postez. După pușculiță, încă o pușculiță din 1968 și arată așa. O pușculiță vintage și asta a fost $4.99. Super cute elefant ăsta. Cute. E puțin cam frig aici la mine în garaj. O să înceapă cu să curgă și nasul. Le am pe toate astăzi. Da, mulțumesc, Mariana. Nu arată încă bine, dar sper. Doamna Sica, bună. După un car de ani, da, fata? După un car de ani, mai apar și tu pe live-ul meu, Alexandru, după un car de ani. Unde umbli, fata mea? Unde umbli? Ce se întâmplă cu background-ul? Păi sunt în garaj. Deci, ca să înțelegeți, sunt în garaj. Deci, ia uite ce e aici. Trebuie să vă arăt toate nebuniile alea. Asta se întâmplă. Sunt în garaj și... că nu aveam unde să vă fac live din cameră, chiar nu aveam de unde. Nu aveam unde să pun atâtea produse. Nu știu cum să fac eu cu telefonul ăsta să-mi stea odată. Da, nu aveam unde și am zis că, mă, trebuie să vă fac, v-am zis și pe video că o să fac un live. Și aveam de ales să-l fac în garaj și mai ușor și pentru mine, că după ce termin live-ul o să mă apuc să le postez unele produse și tot așa. După o altă comoară pe care am găsit-o, doamne cât e de frumoasă, și am plătit $4.99 pe ea, deci
Nu m-ați văzut cât de rapid am luat chestia asta în mână atunci când am văzut-o pe, pe raft. Vă arăt imediat numai că trebuie să iau prețul. Deci a fost $4.99. Astea se vândă la fel în jur de $30, dar e așa de frumușică. Este un head vase, este o vază și e făcută în anii tot la fel 50, la sfârșitul anilor 50, dar ce gene are, frate, nici eu n-am genele astea. Și cum e pictată, cum e făcută, îi lipsesc cerceii, cei drept, dar da. Are față cam de sictirită, așa, cu nasul pe sus asta, nu? Când te uiți la ea, parcă nu, dar când mă uit la cameră, parcă are așa de... Tu, ești cu nasul pe sus, tu, figurant-o. După, cu prietena mea am fost în mall, v-am zis mai devreme, și am trecut și pe la Bath & Body Works și mi-am luat chestia asta. Am o boală pentru chestiile astea în care pui ăla de hand sanitizer și e așa de drăguț și se pune la geantă. Și am avut și un cupon de 20%, normal că nu prea iau eu fără cupoane. Așa că, da, am fost super drăguț și am văzut chestia asta. Este un suport pentru săpun și e cu fluturaș. Mi-a plăcut la nebunie. Aici pui săpunul. Și asta a fost 16 sau 18? $18.95 minus 20%. Mi-e pație. Mi-e pație, pație. Mi-e sete. Da, tenul meu arată varză acum. Am zis că mi-apare și un coș aici și mă cam doare. Dar... Nu e perioada victoriană, Alexandra, e... așa se purta părul în anii 50. Două chestii super faine pe care le-am găsit, bine, sunt mai multe faine, dar două pe care le-am aici pe masă. Una este asta. Trebuie să vă arăt, nu știu cum să vă arăt, să vedeți mai bine. Că bate lumina și nu știu cât de bine se vede ea. Așa. Este ca un acvariu și chestia asta cântărește 2 kg și ceva. Așa, deci 2 kg și ceva. Și știi cum sunt alea de la Murano? Nu știu exact dacă e Murano sau nu. Și pot să-mi pizea că am un fir de păr. Nu știu dacă e Murano sau ceva, va trebui să-i fac un research, dar ceea ce am văzut... Cam toate se vindeau undeva de la 100 și ceva în sus, că sunt și mai mici care se vând mai puțin, dar asta fiind foarte grea și destul de mare, că nu prea găsești. De obicei, astea le găsești așa, mititele, știi? Nu prea găsești enormități de astea, așa că da. Fată, și nu stai, nu? Normal, că tu ești ocupată, nu mai ai timp de mine, lasă că te știu eu pe tine. Și asta m-a costat $10. Cât de cute e. Să-l salvez, nu-l salvez, de-a dracului nu-l salvez, ca să stai aici cu mine. Și apa ta. Aș avea și bunica dacă îți mă duc la doctor. Dar ce-o pățit? Uf. Bună. Bună, Alina. Bună, Ion. Și încă o chestie foarte faină pe care am găsit-o, m-a costat $15 asta. La fel de grea. Deci $15. Asta am luat-o tot din Vegas. Și acvariul ăla l-am luat din Vegas. Am avut noroc la second hand-urile din Vegas de data asta. Data trecută când am fost, să mor dacă am găsit ceva foarte... Da, mulțumesc mult cu fața asta. Te cred pe cuvânt. Este un... Ua! Este o doamnă... O tanti. Este o tanti. Bună, Nina! Și e din metal. Asta am impresia că au avut un fel de hârtie sau ceva pusă aici.
cred că o hârtie ceva să acopere gaura asta. Dar mi se pare foarte, foarte faină. E din, ori din fier, ori din bronz, ori ceva, ceva pe acolo. Și mai am ceva din bronz, dar o să vi-l arăt mai târziu un pic când dau de el. Că deocamdată e ascuns pe acolo. Dar da, mi-a plăcut la nebunie. Nu știu dacă am să o păstrez sau dacă am să o pun la vânzare. Mă mai gândesc. După, să-mi iau forficuța. Pe nenea ăsta urât. Tot vine Crăciunul. Cu siguranță o să se dea. Este baby... Cum îl cheamă, mă, pe ăsta? Grinch. Baby Grinch. Cât de cute e. Hai, ce față are. Nu, Lori, pentru că nu mergea foarte bine. După ce plăteam chiria și după ce plăteam... Ce urât e. Nu e urât, fata. După ce plăteam chiria și plus că mi-o preau 12% din vânzări pentru caserițele care sunt acolo, cum ar veni, că nu stăteam eu, mai rămâneam cu câteva sute și nu are niciun rost. Așa că aici pe eBay e mai multă lume și nici nu venea multă lume în magazin. Adică, da, nu se făceau bani. Așa că pe online... E cel mai bine și cu sărbătorile, că vin sărbătorile, o să fie și mai bine. După, am găsit un spray de la Bath & Body Works. A fost $2.99. Pești nebun, cum să nu le iau? $2.99. Astea, în mod normal, sunt $15. $2.99, cred că aș putea să le găsesc atunci când sunt în reducere, dar nici atunci. Nici atunci nu le găsesc la $2.99. Așa că da, am cumpărat două chestii de astea de la Bath & Body Works, o să vi le arăt mai târziu. După, știți că am o boală la câini. Nu, normal că... Și mai ales că vine Halloween-ul și vreau să fac chestii pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, vă invit să mergeți pe Instagram, că acolo pe Instagram postez tot felul de videouri, tot felul de ce mă fac prin Vegas sau uite ce am făcut, ce am mâncat astăzi, de exemplu, ce mi-am făcut astăzi, rețeta aia. Am mâncat-o într-o trattorie în hotel acolo la New York, New York. Așa se numea hotelul, New York, New York, și era un restaurant italian. Și am mâncat chestia asta, o să o vedeți pe Instagram dacă mergeți să vă uitați. Mi se pare genială. Pe lângă că e genială, dar e și foarte sănătoasă. Ai slăbuit mult? Ai făcut micșorare de stomac? Da, am făcut micșorare de stomac. Și am slăbit până acum... Să vă zic, să nu vă zic. Am slăbit până acum, nu de la operație, de când m-am apucat de dieta de dinaintea operației, pentru că eu trebuie să țin dietă dinainte de operație, am slăbit un număr de 39 de kilograme. Da, mult. Mult. Doamna Sica, care ați mai fost la întâlnirea cu grăsuții, Tiberiu... Oana, Adina, cei care au fost la întâlnirea cu grăsuții mă știau cum arătam în realitate, așa că da, e mult. Deci eu purtam mărimea 3 și 4 XL, acum port 1 și 2 XL. Deci da, e bine. Bună, bună, Emi! Da, de mult n-am mai făcut live și mă bucur că sunteți pe număr destul de mărișor. Nu mai așteptam la ora asta să fie mai mult de vreo 30 de persoane. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Continuăm. Cum ziceam, vine Halloween-ul și o să postez tot felul de videouri cu bath bomb-uri de-astea în formă de pumpkin sau în formă de cap de mort sau în formă de diferite chestii. Și normal că am nevoie și căni pentru Halloween, așa că mi-am luat cănița asta.
E perfectă pentru Halloween. E, și a fost $1.99. $1.99. Așa, și pe lângă căniță, ca să am, știți că vreau să pun prăjiturele. Nu, dragă Raluca, că sunt în garaj, de asta nu le pun în casă. Sunt în garaj, nu mai am loc în casă. Multe dintre ele sunt la vânzare. Spray-ul nu, și suportul pentru săpun, bineînțeles, și cana, alea sunt ale mele, dar restul pe care vi le arăt, multe dintre ele se vor duce la vânzare. Și o să-mi închirez un storage, pentru că o să-mi duc o parte din lucrurile pe care le am aici, o să le duc la storage-ul respectiv, la un depozit. Așa că o să am mai puține lucruri în garaj și o să am mai multă libertate de mișcare și aici. Și da. Mie mi-e frică să deschid la apă de că nu vreau să fiu omorâtă de ele. Așa multe căni ai și tu? Da, și eu am foarte multe. Dar știi care e chestia? Că eu nu țin cănile... nu țin cănile în casă, cred că am una sau două căni în casă, atât. Restul le țin aici. Pentru că de obicei, am dat ceva jos, e ok. De obicei am aici în garaj, am chestia pentru cafea, cafeaua, siropurile, deci ca să... Mamă. Deci, siropurile, asta e cu pumpkin spice și vedeți că am folosit, mai e un pic din asta. Și e zero sugar, zero calorii, zero toate. Și e super, super bun și asta le-am găsit la ofertă la 49 de cenți. Deci, da. Da. Și le țin aici... O să aveam săptămâna trecută când am reușit să sparg una. E bun, bun. După când m-am întors din Vegas, ne-am oprit la un magazin care, magazinul respectiv, era în formă de navă spațială și era o mașină cu 4 extraterestri în fața magazinului și în interior tot felul de chestii cu extraterestri. Mi-am luat niște bomboane, că nu prea, n-aveam ce să-mi ia de acolo, mi-au jucării cu extraterestri, nu? Și mi-am luat chestia asta. Este un fizzy pop cu cireșe și cu lămâie de la Hello Kitty și mi s-a părut super cute. Bineînțeles că o să fac și cu asta un video sau ceva de genul ăsta, cu niște macarons sau chestii. Și da, mi s-a părut drăguță cutia în sine, că nu cred că am să o reușesc eu să beau, că are acid, dar o să îl dau, o să-i dau lui Jose să bea. Eu nu mai să gust, deci eu nu mai degustat atât. Și astăzi mi-am luat un Slurpee, sucul ăla înghețat. Și mi s-a părut așa de dulce, deci am zis lui ăsta, bă, frate, am impresia că am luat o lingură plină de zahăr. Deci așa am avut, impresia că am luat o guriță dintr-o lingură de zahăr. Antonia și eu sunt la fel, că și bărbatul meu și fata mea, câte căni ai nevoie și tot nu bei din nicio cană, că eu chiar nu beau din căni, mai ales acum că merg la sală și tot timpul am chestia asta cu mine, pentru că gheața din chestia asta durează foarte, foarte mult, deci foarte mult, și îmi ține tot timpul apa rece și eu nu pot să beau apă la temperatura camerei, tot timpul trebuie să o beau rece. Așa că, nu știu, nu-mi intră mie apa la temperatura camerei, așa că, da, o folosesc chestia aia să beau. Cum te simți după operație? Mă simt bine, am reușit să dau 39,500 de grame, așa că, da, dar destul, zic eu. Așa, și farfurioara, nu știu dacă v-am arătat, dacă nu vă arăt încă o dată, arată așa, este o față de vrăjitoare. Și asta a fost $3.99. Ce față are. Și vreau să pun, nu știu, niște dulciuri sau niște ochi de ea așa pe ea și cu cana de la Halloween o să meargă foarte bine. Și tot am impresia că am un fir de păr care tot mă zburdă pe aici prin față.
La fel și cu farfurile, tot așa pățesc. Da, la farfurii m-am mai potolit, că aveam și eu la un moment dat o perioadă în care cumpăram farfurii, mi se păreau care mi se părea mai drăguță, mai interesantă, mai nu știu ce, pac, o luam. O chestie super, super cute, cred că dacă o vede mama nu mă lasă să o vând. Dar eu am să o pun la vânzare. Este un pitcher, o carafă pentru apă. Asta să iau prețul și a fost $3.49. Eu nu știu cum cine a reușit să pună prețul ăsta de $3.49. Dar mă bucur că $3.49 și am luat-o eu, am găsit-o eu. Așa arată carafa. Nu știu dacă se vede. Oh, și am mai avut o vază, dar am spart-o cu o tipă, un fel de tipă de genul ăsta, era pe vaza respectivă, dar s-a spart. Deci aia n-a supraviețuit. A supraviețuit plimbării în Vegas până aici, dar n-a supraviețuit mutatul chestiilor de pe parte pe alta, așa că s-a spart. Să-i fie sticla ușoară. Da, deci îmi place super mult carafa asta, eu să-l pun pe Nea Gigica aici. Ok. Amă, stai frumos aici. După, asta când am luat-o, inițial m-am uitat să văd dacă e deschisă, dacă nu e deschisă, dar e sigilată. Nu știu exact cu cât se vinde pe internet, o să o caut să văd cu cât se vinde. Dacă nu se vinde cu mult, o să fie pachet pentru nepoții mei, că tot ei sunt pasionați de, de Pokémon. Nu ziceam, a fost $4.99. Și are aici bonul de la magazin. Are bonul de la magazin de unde a fost cumpărat, pentru că este un bon cadou. Bonurile astea se dau atunci când vrei să te duci să înlocuiești ceea ce ai cumpărat, ceea ce ce-ai primit cadou și nu-ți place sau nu-i mărimea ta sau ceva de genul ăsta, primești un astfel de bon care zice gift sau ceva de genul ăsta, return gift sau ceva de genul, știi? Și te duci la magazin și îi faci return, nu știu exact cât a costat. Ăsta a fost din 2021, cine l-a cumpărat și l-a donat cu tot, cu chitanță și e nou, nu e sigilat, nu e de sigilat, nu l-a desfăcut nimeni, este nou-nouț și e ca un fel de Lego, dacă nu mă înșel, construiești Pokémonul ăsta, se numesc Mega Constructs. Da, Celebration Pikachu. Și pentru $5 am zis că, of course, te ia mama acasă. După, încă două chestii pe care le-am mai găsit, astea le-am luat de aici. Că vor fi unele produse pe care le-am luat de aici, din orașele mele. Și câteva, majoritatea din Vegas, dar vor fi și produse pe care le-am cumpărat aici. Am găsit o lumânare de la Bath & Body Works și a fost $3.99. Și dacă nu mă înșel, a fost 25% reducere, deci am plătit mai puțin de $4. Dar astea sunt pentru mine, nu sunt pentru vânzare. Și e, cred că odată i-a dat foc, e aproape... Ai, ce frumos miroase! Winter Candy Apple, deci măr și bomboane. Și după încă una cu cranberry frosted și asta este nouă nouță și a fost $5.99. Deci da, $5.99. Trebuie mai găsești pe Bath & Body Works cu $5.99, minus 25%, deci n-am luat-o doar cu $5.99. Toată familia mea te urmărim și copiii mei și soțul meu te adoră. Mulțumesc foarte mult, Antonia! Dar să știi că la haine de obicei așa se întâmplă, mulțumesc Andreea, la haine așa se întâmplă și soțul meu are o bucățică, un colț din dulap și eu am restul. Nu știu, bărbații nu sunt așa, unii bărbați nu sunt așa de entuziasmați după haine.
lasă că n-ar fi bine dacă erau doi în familie, deci îți dai seama. Lasă, unul ajunge, unul să-i placă. Că dacă era și el ca mine, ferească Dumnezeu, trebuia să ne luăm o casă separat ca să punem toată nebunia asta. Ok. Începem cu ce prind și eu pe aici pe la mână. Mi-am luat un basket, un coș. Mi-am luat un basket. Ce vrei, mă mai murdăresc și de engleză prin colțul gurii? Mi-am luat un coșuleț. Astea sunt pentru poze. Coșulețul arată așa. Se deschide așa. Se pune așa. Îmi place că e de asta din material și nu se sparge, nu se strică, nu nimic. Și mi s-a părut super cute și a fost $5.99. A fost un pic cam scump, de obicei nu plătesc așa mult pe coșuri. Dar asta mi s-a părut interesant și o să se vadă fain în diferite poze. Va trebui să mă apuc să refac, să fac poze, că am cam luat o pauză la poze. M-am puturoșit așa un pic. Dar după ce ne vom lua pe storage, depozitul, o să am mai mult spațiu și pentru poze. Hai că scap un pic. Eu de Halloween merg la magazin și nu mă mai opresc tot felul de chestii. Ce să-i facem? Acum, am luat un caietel. Caietul ăsta se vinde între 15 și 40 de dolari. Este un caiet cu Lisa Frank. Știți că lumea aici e nebunită cu Lisa Frank. Am mai avut eu produse de la Lisa Frank și la fel s-au vândut pe bani frumoși. E pur și simplu un caiet. Se vinde cu 15 dolari. Eu l-am luat cu 2 dolari. 15 dolari e minim pe banii pe care aș putea să iau pe el. 15 dolari. Și după am văzut un platou, e făcut în Austria, a fost $3.99 și când l-am văzut a țipat la mine salată biof. Nu știu de ce, dar salată biof a țipat la mine, e o superbitate de platou. E că ai putea să pui mai multe, nu neapărat salată biof, dar cum am zis și pe video, o să vedeți și pe video. Maica mea tot timpul făcea salată biof și le punea pe astfel de platouri. Uitați să văd firma, zice Austria, și știi care e faza cea mai nașpa? Că plimbându-mi mâna așa, nu are niciun ciob, n-are nimic, deci e în foarte bună condiție. Floarea asta de aici pe mijloc nu mai e într-o bună condiție, că e destul de vechi, cred că are cel puțin 60 de ani, cel puțin. Bună! N-ai ratat foarte mult, am 30 de minute de când am început. Așa că da, și e super mare. Mare, mare, mare. Aici vă dați seama că eu n-aș putea să mănânc. Nici să mă duc în vizită la cineva și să-mi pună un platou de ăsta pe în față. Cred că trebuie să fie, ce știu, vreo 10 persoane ca să termine un astfel de platou. Hai să luăm prețul. Iar ăsta o să-l opresc pentru mine. Că na. Poate într-o zi o să pot și eu să fac tot felul de pătrece și tot felul de nebunii. Da, într-o zi cu soare. Ok, l-am pus acolo. După, din mall m-am dus la Hot Topic. Și eu am o boală la Hot Topic, nu? Și acolo am cumpărat. Nu toate sunt cumpărate astăzi. Am mai cumpărat și acum câteva săptămâni. Deci, sunt mai multe prețuri, dar unele dintre ele au fost astăzi, pe care le-am cumpărat, au fost cumpără 1 și 2 gratuite. Celelalte două a fost cumpără 1 și 1 la 30% reducere. Așa că au diferite prețuri, nu sunt aceleași prețuri. Asta este unul dintre ele, se va duce la vânzare. Setul ăsta
se va duce la vânzare, deci arată așa. Este cu Winnie the Pooh și ediția de Halloween. Asta e din Haunted Mansion, dacă nu mă înșel. Și arată așa. De la Disney. Că mai aveam o sacoșă cu rucsac. Dar nu asta, mai era una. Nici asta. Nu știu unde am pus-o. Dacă vă uitați acolo sus, dar nu știu că se vede că e întuneric. Mai sunt 3 sacoșe cu rucsacuri. După, am luat 2 de astea. Sunt cu Stitch. Păi, rucsac. În mod normal, ăsta a costat $53, dar a fost redus la 40 și era cumpără 1 și 2 gratuite. Așa că am cumpărat 2 de astea și... unul de ăsta, dar ăsta e a meu. Ăsta a fost 3. Stai că mai am niște chestii aici. Asta e pentru mine, nu-l pun la vânzare. Ia uite-l. Ia uite-l. E cu Care Bears. Și e destul de mărișor. Și e așa de frumos. Așa de colorat și așa de frumos. Foarte scump. Foarte, foarte scump. Bine că nu știu exact cu cât se vinde. Nici nu m-am uitat să văd cu cât se vinde. Eu l-am cumpărat pentru mine. Dacă o să se vândă cu foarte, foarte mult, poate o să-l pun la vânzare. Dacă nu, nu. După, tot pentru vânzare, am cumpărat aceste mini portofele pentru carduri și pentru ID. Astea, în mod normal, au fost $15, dar au fost reduse la $7 și a fost cumpără 1 și 2 gratuite. Dar nu m-am mai găsit decât 2 și mi-am luat și o brățară cu ciuperci și chestiile astea sunt din sticlă. Și da, deci am dat $7 pe toate 3. Mega preț. Și încă o chestie pe care am cumpărat-o tot pentru vânzare sunt niște jurnale de la Harry Potter. Arată așa. Și astea au fost $12 bucata. Cumpăr unul și 2 gratuite. Deci am dat cât? $4 bucata? Și ele în mod normal costă $17. Da. S-a uscat gura. Mai ziceți și voi ceva. Sau nu vreți să vorbiți? Vreți doar să vă uitați? Eu vă arăt, da. Mai vorbiți și cu mine. După... am găsit niște chestii oare pe aici. Sunt două suporturi pentru lumânări. Sunt făcute din lemn, sunt vintage. A trebuit să le fac un research, au fost $2 bucata. Nu știu, aici în state cel puțin, a început lumea foarte mult să folosească chestii din lemn, chestii din piatră, chestii din sticlă, chestii din marmură. Deci mi se par foarte... Ana, nu sunt tristă, sunt obosită că e 4-5 dimineața și am muncit astăzi și am fost și la întâlnire cu o prietenă și am avut foarte multă treabă, deci sunt doar obosită. De asta nici nu sunt machiată cum mă machiez eu de obicei la live-uri. Eu sunt machiată de când am fost în oraș, de dimineață când am fost în oraș la prânz, deci de atunci sunt machiată, așa că da, chiar nu am avut cum să zic eu,
timpul necesar și nici starea necesară să mă machiez. Că, na, după muncă și așa, chiar nu-ți mai vine să mai stai o oră să te machiezi. După, am găsit un Pokémon. A fost $1.99. $1.99. Nu știu exact cu cât se vinde. O să văd atunci când o să încep să le pun la vânzare. $1.99. După aia ăsta, $2.99. Nu știu de ce ăsta a fost mai scump. Tot un Pokémon. Și cel mai mare a fost $5. Stai. Tot un Pokémon. Cât de mare e ăsta? Și ăsta, dacă nu mă înșel, se vând undeva la $40-50. Stai cu mine, Giugiuca, aici. Ține-ne companie. Așa că, da, $5 îi transformăm în $40 sau chiar $50. Ok. Oh, și la magazin acolo, la Hot Topic, de fiecare dată când cheltuiai $30, am cheltuit $100, am cheltuit 130, dacă nu mă știu, 120, ceva de genul. Îți dă $15. Pe ăștia poți să-i folosești începând de data 11-a 3-a. Nu. 3-a 11-a e la noi în Europa. 3-a 11-a, deci din noiembrie o să am la dispoziție să cumpăr alte chestii și mi-au dat 3. Da. 3 bucăți. Deci o să trebuiască să cumpăr de $90 și să plătesc $45, că trebuie să cheltui 30 și să folosești un 15. Exact invers, aici trebuie să cheltui 30 și îți dă 1. Acolo, da, m-am mințit. Mulțumesc foarte mult, Ana. Mulțumesc mult, mult. Ok. Oh, și am și chestii de la CVS pe care le-am luat astăzi. Numai că mai e un pic până ajung la ele. Până atunci, hai să începem cu asta, că văd că e destul de grea. Mi-am luat o rochiță. Da. Nu cred că încap încă în ea, dar o să încap. Mi s-a părut super cute și rochița e făcută de Vera Wang. Și am plătit pe ea $9.99, a fost $10 rochița. E din second hand. Și arată așa. Deci așa arată în față. Și așa arată în partea de jos. Eu o văd cu o pereche de ciocate, domnule, deci vreau să-mi cumpăr o pereche de ciocate, nu vă puteți imagina. Sper că până în iarnă să reușesc să-mi iau și o pereche de ciocate. Și da, cu rochița asta o să fie super, super cute. Îmi place și culoarea. Și modelul ăsta, așa cum e el, cu franjul și eventual cu o geacă de blugi. Țâță de mâță. Ăsta e un joc de-a lui bărbată meu și l-a uitat aici. Și ăsta e de-a lui bărbată meu. Aici mă uitam ce mai v-am cumpărat. Vă arăt imediat ce am cumpărat. De ce am cumpărat chestia asta? Cumpărat chestia asta. Nu pentru ăsta. Nu pentru asta, că de fapt e o fată. Dar am cumpărat-o pentru tantea asta. Tantea asta e o păpușă vintage. Și se vinde cu $30-40. Și nu știu cât am dat pe pungă. Aoleu, stai așa. Nu știu unde a fugit punga aia. Da. Am presat că era $4-5 punga. Dar numai asta costă $30-40. Uitați-vă alea că la fața ei. Fix păpușile alea vintage. Am uitat cum o cheamă pe asta, care o denumire. Că i-am făcut research când eram acolo. Nu știu modalitatea cum se prinde rochia asta. Da, nici nu o să mă chinui. Da. După am găsit un pahar de ăsta pentru Margherita. Margherita parcă se beau.
Și știu că am mai avut vreo 6 pahare de astea și le-am vândut pe, în magazin la mine le-am vândut cu $10 bucata și ăsta a fost $1.49. Iar pe internet cu siguranță la fel, undeva la 10-15 dolari o să reușesc să-l vând. Așa că, da. Că sunt persoane care au seturi, seturi de pahare. Și știi cum se întâmplă mai tot timpul să se mai spargă ba unul, ba altul. Și cum stă mexicanul? Se mai spargă ba unul, ba altul și na, cum înlocuiești? Cumpărând de la una care vinde doar un singur pahar. Era fain dacă puteam să găsesc tot setul, că se vindea și mai mult, dar ne mulțumim și noi cu ce găsim. Astea și le-a luat bărbatul meu pentru că el la birou are niște, i-am luat niște coastere de astea, niște suporturi pentru pahare de la Nintendo, i-am mai și luat exact cum îi plac lui, numai că paharul fiind, de obicei el își ia de asta cu gheață sau își pune tot felul de shake-uri, se lipește coasterul ăla de hârtie, se lipește de pahar și le enervează, că de fiecare dată când ia paharul, ia cu tot cu coaster. Așa că și-a cumpărat de-astea de sticlă ca să fie sigur că stau țepene acolo. După, am luat o vază, e destul de simpluță, a fost $3, dar ceea ce mi-a atras atenția, că e făcută în Suedia, Warblemaster, nu știu ce. Și și frumos și el modelul, $3, Suedia, dacă era mai de China nu luam. Dar așa din Suedia, nu știu cu cât se vinde, dacă nu se vinde, dar mi s-a părut drăguță și prețul a fost bun. După, astea cred că o să le dau lui mama, că nu mai e nebunită cu chestii mini. Asta a fost $1 bucata. Sunt pictate manual și dacă nu mă înșel, cred că sunt făcute și în Japonia, undeva pe acolo. Zic că mama e nebunită cu mititele de astea. Așa că, da, trebuia să iau și ei ceva, că nu se poate altfel. După, am găsit asta. E o cană. E o, habar n-am exact ce e. Cred că e o cană, nu? Cană. E făcută în 1968 de o companie care se numește Francoma. Și se vinde, dacă nu mă înșel, cu... Cât era, mă, frate? Că doar m-am uitat la preț. Între 18 și $25 aș vrea să zic că erau prețurile și am plătit pe ea $3.99. Așa că, da, dar știi ce mă uitam eu acum? Că cineva a bulit-o aici, vedeți? Și a încercat să o repare. E reparată destul de bine, dar eu nu mi-am dat seama că e lovită. Asta e. Vom vedea dacă o reușesc să o vând cu atâta. Dacă nu, mai scădem din preț. Oricum, $3.99 cu siguranță îmi scot banii. După, am găsit o păpușică. Am plătit $2 pe ea. Trebuie să-i scot încet eticheta. Nu eticheta, prețul. $2. Și am găsit modelul ăsta goală, fără haine, fără șosete, fără absolut nimic. S-a vândut cu $25. Cu tot cu haine îmbrăcată și așa, cu siguranță trebuie să iau cel puțin $40-50 pe ea. Și e și în foarte bună condiție. Păpușa arată așa. Da, uitați-vă, olea, că la rochia ei, frate, ce câta detalii, câta fliu-fliu, câta... Aia, și are și etichetă. Și are și chiloți, deci ca să știți. Deci... Și părul e în perfectă condiție, încă mai are chestiile astea aici.
Deci da, s-a părut super cute. Și 2 dolari la 50. Dacă nu mi-aduci 50, te mănânc. Cârlionțat-o. Ți s-au părut, cum mi s-au părut prețurile în Vegas? Mă, au fost magazine unde au avut prețuri foarte, foarte bune. Și au fost magazine unde nu știam ce dracu i-au pălit pe ăia de-au pus tu, 15 dolari, 20 de dolari, niște chestii super banale. Am zis, oh, am dat înnebunit, ați luat o razna. Nu știu de ce, asta e așa de grea. Dar vom afla. Ia. Pun aici, între poate. Da, asta e foarte greu. Asta a fost 7,99 dolari. A, gata, știu de ce e așa de greu. Asta trebuie să lucrez un pic la a îndepărta prețul. Este un suport pentru carte. E făcut din lemn. Și e super, super cute. Ia uite. Wow! Leu. Era fain dacă le găseam pe amândouă, dar nu le-am găsit. Așa, așa, Mario, de dimineață, păi, dar nu mai facem treabă. Am stat, am avut treabă pe de făcut pachete și am zis că dacă tot am terminat de făcut pachetele, hai să fac și un live. Așa că, da, facem treabă, mă, nu dormim, că dacă dormim nu ne vin banii, nu? Să vă arăt ce-am găsit. Cât de greu. Asta a fost 12,99 dolari. Suport pentru cărți, dar din cristal. Da. La prețul ăsta nu cred că am găsit niciodată așa mari. Mai aveam mai mititele, dar așa mari. Stai că mai e ceva aici. Așa mari nu am găsit și grele. Deci e super, super, super grele. Ia uite-le. Ce fain sunt. Și au și suport de asta ca să nu zgrie mobila eventual. Mă mai gândesc dacă le vând sau nu, pentru că mai am 2 sau 3 astfel de seturi. Mie îmi plac la nebunie, așa că nu știu dacă greu mă despăr de astfel de seturi. Și ce-am găsit? O să vi se pară banal, ia să văd dacă știe cineva ce este asta. A fost 3,99 dolari. Ia să vedem. Știe cineva de ce setul ăsta e mai special? În ce l-arată așa? Și cănița farfurioară arată așa. Sunt dragoni. Știe cineva ce face setul ăsta să fie mai special față de alte ceșcuțe? Nu? Nu vreți să ziceți? Sau nu știți? Dacă nu știți, ziceți că nu știți, că vă zic eu. Vă zic eu dacă nu știți. Îmi ziceți? Nu sunteți cu mine astăzi. Nu-mi zice nimeni nimic. Vă zic eu. În interior... Nu se vede. Trebuie să bag o lumină. Dar n-am nicio lumină ce să vă bag. N-am ce lumină să vă bag. În interior se vede foarte puțin, doar forma. Este o geisha. Ia să văd, poate în partea asta lantă se vede. Nu se vede.
trebuie să pun, eu așa când mă uit la ea, văd, dar trebuie să vă pun lumina să bată din spate și aici va apărea chipul unei geisha. Ia stai leacă să văd cu lumina, o să mi se strice fața, dar nu avem de ales, vreau să vă arăt. Nu se vede nici așa. Nu se vede. Eu o văd, dar voi nu vedeți. Trebuie să vă uitați cumva în sus. No, nu se vede. Da, nu vă pot ajuta. Nu vă pot ajuta, îmi pare rău. Dar credeți-mă pe cuvânt, în interiorul acestei ceșcuțe este pictată mai mult în 3D, că se vede forma. Când bagi lumina pe ea, apare chipul unei fete, unei geisha. Foarte cute, foarte, foarte cute. Tot timpul mi-au plăcut ceșcuțele astea, am mai avut și la vânzare, am și acum la vânzare 3 astfel de cești cu geisha. Mulțumesc, Mihaela! După, ia să iau eu cutia asta, că stă acolo pe căpățână. Ok. Să vedem ce găsim aici. Setul ăsta l-am luat pentru... Ai, ce tare, Mihaela! L-am luat pentru nepoată mea. Nu e pe farfurie, e pe ceșcuță. Este un set de ceșcuțe și ceainic, cum ar veni, și are și cartea cu povești în spate. Și e tea time! Cât de cute e! Și ăsta a fost $4.98, dar culoarea asta a fost 75%, deci am plătit un dolar și ceva pe toată nebunia asta și mi se pare așa de cute! $1.25? Parcă atât am plătit pe ea. După, ăștia le-am luat pentru vânzare, sunt făcute din lemn. Sunt 4 flăcăi, unul mai frumos ca altul, unul mai mândru ca altul. Se par super cute. Ăștia au fost $10. Dar da, cu siguranță o să se dea, că lucrurile care sunt unice, care sunt ciudate, se vând bine aici în America. Nu înțeleg de ce. Ce e mai ciudat se dă, dar se dă. O să ți se schimbe viața în bine. Te pup, dănuța mea frumoasă. Mulțumesc mult, Mihaela. Să dea Dumnezeu să se schimbe în bine. După mi-am luat niște sticăre cu fluturaș, că mai le lipesc pe felicitări sau pe tot felul de chestii de astea. Mi-am luat sacoșica asta pentru sticle, ca să o țin în spate când mai cumpăr una alta. Aici am un hand sanitizer care se pare că s-a vărsat puțin din el. În sfârșit am luat rama asta foto. E o ramă Art Deco se numește, cu tipa asta. Și a fost $3.98 și dacă nu mă înșel a fost 30% reducere. Și asta a plecat de la un preț, știu că avea aici, a plecat de la $8.98. Nu s-a vândut la $8, a scăzut-o la $5.98, nu s-a vândut. O luat Dana la $3.98. Mai avem nimic aici. Aici am, încep să adun pungulițe pentru, să facem pungulițe cu bomboane pentru Halloween. Așa că am luat astea deocamdată, are și cu vrăjitoare. Și cred că mai e un model, că văd ceva cu portocaliu, deci sunt vreo 3 modele. Aici sunt doar 8, mai avem, că nu știu câte punguțe o să fac de Halloween. Nu știu dacă o să vină copiii de Halloween, dar noi vom face câteva, măcar 20-30 de pungi pentru copii și cine o să vină o să le dau. O să le facem împreună cum făceam în anii trecuți. Dacă țineți voi minte, cine mă urmărește de mai de mult timp, că făceam
făceam punguțe pentru copii. Când veneau la Halloween, nu-mi place să le dau câte o bomboană, le dădeam câte o punguță cu tot felul de chestii, așa că, da. Asta o să fac și anul ăsta. Aici cred că am niște ceșcuțe. Da, o să vi le arăt imediat. Mă mai gândesc dacă îi le arăt lui mama sau nu. Că dacă îi le arăt ei, mi le fură. Aia fură tot, mă. Tot fură. Că zice așa, a, asta e pentru mine, nu? A, asta e pentru mine, nu? Mai așa îmi face maică mea. Și ce să-i zic, că nu-i pentru ea? Nu, nu e pentru ea. Are mama, nu? Una. Ok, prima ceșcuță arată așa. Mi-au plăcut piciorușele și a fost 99 de cenți și dacă nu mă înșel, făcută în Japonia. Stați așa să luăm eticheta să vedem. Genuine hand. Dar nu zice de unde e făcută, nu zice mai de unde, zice că e făcută hand genuine, nu știu ce căcat. Da, cu siguranță o să-i placă dacă o vede. După încă una, a fost 99 de cenți și arată așa. Dar asta de ce am luat-o? Pentru că eu am impresia că ceșcuța care e aici, da, deci am luat setul ăsta. Dar ăștia ce-au făcut? Au pus ceșcuța aia crezând că e de la asta, dar nu e, că asta e ceșcuța. Asta e ceșcuța pentru farfurioara asta, nu asta care e aici. Așa că a trebuit să le cumpăr ca să pot să pun ceșcuța și farfurioara să fie set. Și astea sunt făcute în Anglia, asta a fost $1.99, pentru că-s două cum ar veni, dar nu e asta de aici, asta e de aici. Da. Au combinat-o ei aiurea. Stați așa ca să vedeți exact. Ia, altă viață fără. Se vede că astea sunt, ăsta era setul care trebuia făcut. Eu nu știu cum a putut ea să combine alea două. Când alea două n-au nicio treabă una cu alta. Ce-o văzut? A, sunt niște flori. Dar e frumoasă și asta. Asta e făcută în Japonia. Deci nu și-au dat seama că pe una scrie Made in Japonia și pe una scrie Made in England. Una Made in England, Anglia, și una în Japonia. Ei au crezut că sunt seturi. Bună treabă. După asta mi s-a părut super cute. Dar nu i-o dau lui mama. Cât de faină e. Ia uite. E cute înăuntru. Asta chiar că de-aia vintage. Bem la figură, bem. Figurantă. Cred că o să-i le dau, mă. Da. Nu mă lasă pe mine inima să o păstrez. Ua! Mamă, ce grea e și asta! Vălău, 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 vălău! Mai aveți răbdare? Mai sunteți? Aici am luat niște felicitări de alea cu thank you pentru clientele mele, nu e cine știe ce. După am luat o jucărie pentru că sâmbătă merg la ziua la o fată. De fapt, sunt două fete, două femei care își sărbătoresc ziua, că ele sunt în luna octombrie și o fac în același loc, în același zi. Și ei au zis așa, noi nu vrem cadouri, dar aduceți jucării pentru copii, ca să le poată dona când e Crăciunul. Și m-am uitat prin second și bine că o să mai cumpăr până sâmbătă și am găsit chestia asta, mi s-a părut super cute. Și cu siguranță la un copil i-ar plăcea, îl îmbracă, îi schimbă mâinile, tot felul de nebunii. A world of endless
Pop-abilities. Pop-abilities. Da. Și a părut... Și a fost, nu știu, a fost vreo $3, ceea ce... E win-win, știi? Adică nici n-am plătit foarte mult și le și donăm după. După, păcat că nu a fost tot setul, că dacă era tot setul, era $150. La un second hand aici am acumulat în puncte bonus, am acumulat $20 și aia $20 i-am cheltuit pe chestia asta care a costat $20. O cutie și în interiorul cutiei respective este un aftershave non-oat, deci niciodată folosit, de la Ralph Lauren. Era fain dacă avea și eau de toilet, că aici lipsește eau de toilet. Dar se vinde, dacă nu mă înșel, cu vreo $60. Așa că am dat punctele în magazinul respectiv pentru ăsta și ăsta o să-l vând cu $60. Și da, facem și bănuți. Acum te văd așa gros îmbrăcată. E puțin, dar am și ventilatorul pornit, să știi. E puțin frigut afară. Că na, s-au mai lăsat și la noi temperaturile. Bună, Nela. Mulțumesc. Trebuie să nu fac pe aici o poznă. Deja nu prea mai am spațiu. O să văd cum le așez. După mi-am luat o cană, normal. Asta a fost $5 minus 30%, deci am plătit cât? 3 dolari 50 am, mulțumesc Alina, am plătit pe ea și zice Leave Something to the Imagination și este o cană de la Kate Spade în colaborare cu cei de la Lennox, dar da, mi s-a părut super cute. E așa pentru videorile alea mai, nu videori, pozele pe Instagram, așa mai fancy. Păi da, nu sunt descurcările azi, Alexandru. Alexandru, mă uitam ce tricou mi-au dat ăștia. Freedom. Ok, ce mai avem aici? O chestie în care să-mi pun pixurile aici pe birou a fost $3.99. Îmi place mult de tot. Mult de tot. Că na, dacă sunt copil, știi, eu sunt copil într-un om mare și la propriu și la figurat. Om mare și la propriu și la figurat. I'm Groot. Nu te leacă fața lui, deja că nu-ți vine să zâmbești, indiferent ce zi proastă ai avea, dacă te uiți la ăsta, bă frate, n-ai cum, deci chiar nu ai cum să nu zâmbești. Doar 73 de minute, o oră și un pic. Suntem cam la jumătate din ceea ce văd eu pe aici. După am luat un suport pentru lumânări, la fel e făcut din lemn. A fost $2.50. În mod normal a fost $4.99, dar a fost la jumătate de preț. Și da, se va duce la vânzare. E făcut din lemn și e făcut chiar foarte bine, de asta m-a determinat să-l cumpăr. Cu cel puțin $10 îl pot da, dar mai gândesc. Oh, da, ce faină e asta! Ce faină e asta! E o tanti. Tantea asta m-a costat $13. $13. Și arată așa. E din bronz, ca și cealaltă tanti. Și asta se pune pe deasupra șemineului. De obicei se folosesc astfel de chestii. Deci arată așa și la asta i-a jumulit cineva chestia aia protectivă pe care o avea aici. Așa. Cât de cute e! Cât de
Mie mi se pare cute. Na. Acum știi cum e. Contează cum mi se pare mie, nu? Chat. Ce mai avem aici? Niște felicitări. Ăsta va trebui să-l caut. Este un parfum. Se numește Indian Gardenia. Și e de la The Body Shop, dacă nu mă înșel. Da, The Body Shop, din 2002. A fost $11 și a fost redus la $8.98. Grut este supor de pixel. L-am și eu, a fost destul de scump. Da, mi se pare super cute. Și parfumul arată așa. Nu este nou, este cam 80% folosit. Stai că se ridică chestia asta în sus și acolo o să interesențel Indian Gardenia e de parfum. Vom vedea cu cât se dă, dacă o să-l dau. Dar cred că o să-l dau. Ăsta cred că o să-l dau. Faza că mă enervează că a scris cu creionul ceapa mamilor. Nu știu cum naiba, o să șterg chestia aia de acolo, poate cu radiera. O să încerc cu radiera să văd dacă reușesc. Mor când văd scrisurile așa pe ambalaje. Ce mai avem aici? O, și tante, asta e frumoasă, foc! Asta a fost $4.99. Param! Ia uite-o! Ia uite-o! E un ghiveci, ca să știți. E făcută de Lefton, Japonia. Și cât de frumușică e! Tocmai ce am vândut una, dacă nu mă înșel, parcă am vândut una ieri. Va trebui să îi fac, dar nu așa, altfel de ghiveci cu o fată. Chiar o să trebuiască să mă uit, că nu mai țin minte. Asta o am și eu. Serios? Tu ești în state, Gabriela? Că dacă ești în România, greu să ajung așa ceva în România. De asta te întreb. Bolul ăsta a fost $3.99. Și arată așa. Și o să se ducă, bineînțeles, la vânzare. Are 3 piciorușe. De obicei, astea cu 3 piciorușe le păstrez, dar de data asta o să se ducă la vânzare. Și prețul a fost destul de bunicel. $3.99. Și n-are niciun ciob sau ceva. Așa că bun, bun prețul. Nu știu unde să le mai pun. Trebuie totuși să iau astea care nu se sparg de lemn sau suporturi, să le pun pe jos, pe sus. După, am luat chestia asta în formă de scoică. E să pui să pun la baie sau ceva de genul ăsta. De unde știi valoarea lucrurilor când merită să iei pentru vânzare? Urmărești undeva să afli valoarea lucrurilor? Te-ai gândit să ai propriul tău magazin? Cred că ți s-ar potrivi. Ana, da, ăsta cred că e unul dintre my big dream, cum ar veni, să am un astfel de magazin. Nu știu, unele produse știu că se vând și cu cât se vând, pentru că le mai văd pe Instagram, urmăresc tot felul de persoane care merg în second hand-uri și arată cu cât le iau, cu cât le dau, chestii de astea, plus le caut. Le caut eu. Le fac research acolo pe loc. Pe Google, pe aplicația Google, dacă faci poză, pe Google Photo, dacă faci poză,
îți arată produsul respectiv unde este vândut în momentul respectiv. Deci pe eBay, pe Etsy, pe Poshmark, pe whatever, unde mai sunt site-uri unde se vinde produsul respectiv și îți faci o idee cam cu cât se vinde. Ca eu să fiu sigură că un produs se vinde la prețul respectiv, pentru că sunt unele site-uri în care se vând mai mult decât pe altele. Eu dacă vând pe eBay, mă duc pe eBay, scriu numele, pentru că mi-apare acolo pe poză numele produsului respectiv și îl caut acolo și dau la vândute. Și așa îmi dau seama dacă se merită sau nu se merită să-l cumperi. Pentru că sunt multe produse care, chiar dacă ele costă 2 dolari sau 7 dolari, să zicem, dacă eu îl pot da doar cu 10, nu-i niciun deal. Adică pierd timp dându-l doar cu 10. De asta de obicei caut să iau un produs să fie 1 dolar și eventual să-l dau cu 10 sau 2 dolari și să-l dau cu 12 sau 15 ca să nu vine taxele de pe eBay, de taxele de pe PayPal când trimi banii și tot așa. Deci sunt foarte multe taxe și ca să se merite cât de cât trebuie să-l vând cu atâta, știi? Bine, să se vândă el cu atâta, că eu degeaba cer 50 de dolari pe un produs care se vinde cu 10. După am luat chestia asta, tot la fel pentru poze. V-am înnebunit cu pozele și cu produsele pentru poze. După le-am luat pe nenea ăsta, stai la vânzare. Scrie Iulia acolo. Nici da, mi s-a părut super, super cute. Chiar m-am uitat să fiu atentă să nu cumva să fie spart și relipit sau ceva de genul ăsta, că nu se mai vinde după. Am fost în România, dar m-am mutat în Statele Unite. Unde anume în state te-ai mutat? Asta e un suport pentru săpun de la Bath & Body Works și a fost 8 dolari, dar dacă nu mă înșel, a fost la 50% reducere. Bath & Body Works. Și astfel de suporturi, dacă nu mă înșel, în Bath & Body Works costă ori 24,50 ori 28,50, ceea ce e mult. Nu o să-l folosesc pentru suport la săpun. Cred că o să-l folosesc pentru pixuri și sau pensule sau ceva de genul ăsta. Unde să vă mai pun? Unde să vă mai pun? Cred că mai am singur produs aici, două produse aici. Sunt chestiile astea, sunt făcute în Nairobi, East Africa. Ce chestie, frate! Da? Și o să le pun la vânzare. Mă, Tibi, mă! Mă, Tibi, mă! Mă, Tibi, mă! Te mănânc cu tot cu fulgi, mă, Tibișor, mamă! Dar stăteam și mă uitam, bă, dar nimeni, mă, frate, unde mi-e lăcrămioara, unde mi-e pă la, unde mi-e ăla? Oana, știu că cred că e la lucru, dar tu, mă, Tibi, mă, să nu vii și nici Răzvan nu e. Dau divorț. Dau divorț de toți. Deci, pe bune, gata. Divorț. Of, hai, gata, gata, ai găsit scuze, gata, mai găsit scuze, lasă, că te știu eu. Ai găsit tu scuze. Astea sunt niște porcării pe care le-am luat, că aveam nevoie de un dolar, să fac o anumită sumă, să mi se dea un anumit credit, matematică. Așa, dar să vă arăt ce am mai găsit. Am găsit setul ăsta de pensulei. E nou-nouț. Bună, Cristinuța!
Dana, până acum, de când ai ținut acest regim, ai mai pus pe tine kilograme? De pus pe mine este imposibil să mai pun, cel puțin acum la început. De scăzut, da, dar de pus pe mine nu am cum. Bună, Larisa! Sau ai tot dai, sau tot dai jos, tot dau jos. Bună, Irina! Tot dau jos. Așa arată pensurile și a fost $3.99 și sunt de la Juice Couture. Și da, $3.99, dă, normal că o să le iau și noi în cutii, normal că o să le iau, că alea sunt undeva la $10-$11, așa că da, s-a meritat. Ce să fac, Cristinuța, poate, la lucru, la treabă, mamă, când mă gândesc că, fai, când mă gândesc ce treabă am. Bine, Antonia. Rockefeller Plaza, locuiești. Și că Rockefeller Plaza nu e, ci locuiești acolo, e un parc. Așa că... Tibi, am eu impresia că domnșoara asta e prietena noastră sau... Locuiești în Rockefeller Plaza, ai murit de râs. Mai bine ziceai și tu un oraș de aici din state și scăpai de ieftin, știi? Așa când vrei să pari interesant. Și asta e adevărat. Ok, hai că eu le mai scot ca să împie ușor să vi le arăt. Acum, am găsit două pahare, se vând cu $45. Bă, $45, vă sunteți nebuni? Dacă aveam tot setul de 6, se vindea cu $200. Sunt pahare vintage, făcute de este care e semnat aici. Da, Pais... Nu știu exact. Da. Eu le-am văzut și mi s-a părut interesant modelul și am zis că să le caut cu Google Lens, să văd ce-mi dau. Și sunt pahare și înalte și de-astea mici, s-au vândut cu $200 seturi complete. Noi am găsit doar două. O să mă mulțumesc cu două, că au fost 99 de cenți a fost paharul. Să le dau cu 45. O să fie bine. După am găsit o chestie de la Victoria's Secret, nici nu am știut că ăștia de la Victoria's Secret și e nouă sigilată. Nici nu am știut că fac astfel de chestii. Îți de alea pentru masajul facial, să... Bine, Antonia. Da, a fost $1.99. A, astea mi s-au părut super cute. Sunt pentru brânză. Și arată așa. Au fost 99 de cenți bucata. Cât de cute e atunci când servești brânza. Și încă o chestie destul de drăguță. Da, de hauleu, hauleu, hauleu. Astea sunt pentru scrisori. Mama, a fost $5, deci nu vine să cred că a fost $5. Va trebui să-i fac un research la asta, să văd exact de cine e făcută și cu cât se vinde, că nu am idee cu cât se vinde, dar mi-a plăcut așa de mult, încât nici nu a contat cu cât se vinde. Ea arată așa, este din bronz și se pun... Uitați că iau câteva felicitări de aici. Și sunt pentru scrisori. Iar aici eventual pui mărunții sau ceva de genul ăsta. Cât de frumoasă e. $5. Deci nu venea să cred. $5 frumos. Ia uite. $5 frumos. $4.99. E, nu superbă, e nemaipomenită. Mă mai gândesc dacă o să o vând. Cumpărat așa de multe, mă mai gândesc dacă o să le vând. Tibi, ai scăpat multe, dar o să las să vezi
să le vezi de la început, că nu, deși au trecut o oră și ceva, nu am stat foarte mult de vorbă, că nu era foarte multă lume și am trecut mai mult direct la pâine și am trecut direct în pâine să arăt ce am găsit. După, bineînțeles că eu când găsesc un Ray-Ban și nu cred că am ăsta cu Ray-Ban, e Courage, curaj, și a fost $2.99 și da, a trebuit să o cumpăr. Și am mai cumpărat acum de la o tipă o cană portocalie fix de astea pentru Halloween și zice Candy Coma și un suport, un fel de borcănaș în care pui diferite chestii și are capac și e negru și capacul e un cap de dovlegel cu ochi, cu gură, cu asta, deci mi s-a părut super cute. Am plătit ceva pe alea două plus transportul tocmai din New York, dar se merită. O să vi le arăt. Dacă mă urmăriți pe Instagram, o să le vedeți acolo. Mamă, mai avem doar două cutii pline cu chestii. Doar două cutii pline, n-avem multe. Am găsit niște rame foto care mi s-au părut foarte interesante. Nu știu că exact arta din interiorul acestor rame foto cu cât o să se vândă. Deci, îs unic, îs ciudățele, de asta le-am și cumpărat. Că v-am mai zis o dată, ce e ciudat, ce față are asta, uite-le că la ea. Ce e ciudat se vinde și pe astea am plătit 79 de cenți bucata. Deci da, s-a părut cute. O să le căutăm și o să vedem exact ce și cum e cu viața lor. Asta mi-a plăcut la nebunii. Bună, îl pup și eu pe Tudor, bine ai revenit. Stai că eu nu știu ce este în interior la asta, că nu am desfăcut-o niciodată. Bine, n-am desfăcut-o nici acolo să văd exact ce este în interior, dar cred că e o lingură sau ceva. Oh, nu! Mamă, eu am zis că e lingură, dar nu e lingură. Stai că vă arăt imediat mai... Asta a fost... Ia că am rupt, fix prețul l-am rupt. $7.99 minus 40% reducere. Trebuie să le scot fără să le sparg. Cea mai tare chestie pe care am putut să o găsesc, mai ales pentru o masă de sărbătoare. Asta-i sarea și piperul, ca să înțelegeți. Deci acolo se pune sare și piper și le pui pe masa, ce știu, de Crăciun, de ziua recunoștinței. Ai putea, că asta seamănă cu curcanul de ziua recunoștinței, ai putea să pui gravy, să pui sos de la pentru pireu și da, aici are un loc pentru lingură. Vedeți? Să pui lingura. Cât de tare e! Deci eu inițial am crezut că e lingură înăuntru, dar se pare că e sarea și piperul. Deci cât de fain e! Doamne, ce mai inventează ăștia, mă, mâncava și sufletul vostru. Deci ce mai inventează americani? Nebunii! Nebunii! Doi puiuți! Da, nici o Daniela și sunt din porțelan, deci nu sunt plastic sau ceva de genul, știi? Oh, da. Și asta dacă o vede mama. Asta dacă o vede mama mi-o fură.
A fost $2,99 minus 40%. E un set de ceșcuță cu farfurioară și cu trandafir roz. Și are și un trandafir roz în interior. Cât de scumpă e. Asta e aia fancy, care trebuie să ridici degetul mic în sus, să ridici atunci când bei dintr-o astfel de ceșcuță. Și apare și super fancy. Nu mai am să le mai pun. Ia să facem noi un pic ordine aici. Să vedem ce nu se sparge. Să le punem acolo. Ua, astea-s grele rău de tot. Groot. Și putea să-l pun aici. Asta. Și putea să-l pun aici. Da, mă mai scuzați așa că mai ies din cadru, dar chiar trebuie să pun cumva astea ca să facem loc pentru restul. Că mai sunt multe de arătat. Mai sunt multe de arătat și puțin spațiu de desfășurat, ca să înțelegeți, da? Să vedem. Mamă, că reușesc să le pun și fără să le sparg. Că le pun ușor și cu atenție. Gata. Am mai făcut un pic de spațiu pe aici. Yay! Mamă, câta spațiu! Ok! Fă mai des live. Da. Cătălina, bună ideea. Bună o video. Dar nu e o video. Am uitat numele tot timpul. Ok. V-am zis eu că mai am ceva din bronz. Ia uite-l, mă, băiatule, bă. A fost săptămâna bronzului săptămâna trecută și acum 2 săptămâni. Cât de mare e căluțul, cât de mare e. Și stă și frumos pe birou, deci stă fix. Și pe ăsta am plătit $8,99 minus 40% reducere. Dacă nu mă înșel, e făcut în India. Made in India. Bună, Adina! Toate bune și frumoase. Și da, se va duce, bineînțeles, la vânzare. Nu e pentru păstrat ăsta. Că nu am bibliotecă de păstrat așa ceva, că dacă aveam și o bibliotecă fancy, Poate păstram, dar așa nu mă pot păstra. După, am luat un tablouaș. S-a părut super cute. A fost $5. Și arată așa. E o tanti care stă săraca, parcă și eu toată ziua. Eu toată ziua am pat la mine. Fix așa. Bine, că țin amândouă picioare pe pat, nu unul jos, unul sus, dar îmi place arta asta așa mai ciudățică și mai ales dacă sunt nuduri sau chestii, îmi place și mai mult. Bună, Ionela!
Da, sincer și eu mă minunez de lucrurile, de, pe lucrurile pe care le găsesc, că sunt câteodată lucruri foarte, foarte faine. Nu, stai să vezi că sacoșa asta era sacoșa de arătat. Că sacoșa cu rochia și cu pe care le-am purtat la Vegas. Și eu mai luam din hainele de la hotel și le duceam la mașină, astea pe care le purtam în ziua respectivă, să nu le țin acolo în... Și aia a fost una dintre sacoșele pe care am luat-o la mașină. Da, am găsit o geantă, mi s-a părut super cute culoarea, e o culoare de asta de vară, turbată, de la neon. Și faza că geanta e de la Rebecca Minkoff. Rebecca Minkoff e o firmă destul de cunoscută aici. Și gențile, dacă nu mă înșel, asta în mod normal, dacă e să o cumperi din magazin, e undeva la 195 de dolari. Și eu am plătit pe ea că n-am luat eticheta și acum nu mai știu unde am pus-o. Dar cred că a fost 10 dolari, a fost geanta. Și da, mi s-a părut super cute. Lanțul e super greu, ceea ce îmi place la nebunie când un lanț e greu, că cam așa se vede calitatea unei genți. Când lanțul e greu, când lanțul e ușor și e vai de steaua lui, dai seama că nici geanta nu e cine știe ce calitate. Dar da, mi s-a părut super cute și culoarea asta fix de vară. A trecut vara, da, vine ea la anul. Nu-i problemă, o să avem vară și la anul. Așa că o să o aștept. O să o aștept atunci. Cred că aici sunt mai multe produse. Am mai multe punguțe. Cum le-am găsit și eu la magazin, știi? Ua, stai că una e grea rău de tot, nu pot să o iau. Le luăm pe astea mici, subțirele. Să vedem aici ce găsim. Ok. O chestie pe care iar am găsit-o cu Pokémon. E un puzzle și e no notes. Deci no, no notes. Și am plătit pe el. Cât ai fost, mă? Nu ți-e prețul. A, 99 de cenți. 99 de cenți. A, dar Tibi, n-ai văzut altul Pokémon pe care l-am găsit? Bine, pe lângă că am găsit vreo 3 plușuri cu Pokémon, am mai găsit o chestie, ți-o arăt cu ei aici lângă. Ia uite-o. Trebuie să-l construiești pe Pikachu. Și tot la fel, și asta tot la fel, e nouă sigilată. Am avut noroc la Pokémon când am fost în Vegas. Asta e faina rău de tot, unde e lumânarea. Bine, cred că sunt pentru lumânări mai mari. Am bănuit, merge și lumânările de la Bath & Body Works. Chestia asta e de la Yankee Candle. Yankee Candle, așa se numește. Yankee Candle e o altă companie pentru lumânări de aici din state și dacă nu mă înșel, am și lumânare de la Yankee Candle, de la mare. Are lilieci și casa asta așa bântuită. Da. Cute, cute, cute. Mai este un liliac aici. Și asta a fost 2 dolari am plătit pe ea. Zice de after party. Da, pentru perioada asta merge fix, 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 fix. Oh, și bineînțeles că ăia vin însoțiți de ăștia doi. Vezi că și ăsta vine la after party. Are liliacul la... Stai așa. Așa. Are liliacul la purtător. Vine cu câte un cadou pentru gazdă. Ce fete au. Ok, când am fost la bridal shower, o tipă, o prietenă de-a noastră, a venit cu o sticlă de șampanie pusă într-un suport. Ca să nu se vadă ce șampanie e înăuntru și să aibă lumea impresia că e o șampanie scumpă,
cum ar fi șampania de la Viu, Clichot, Clichot, Clichot. Dacă eu nu beau șampanie, nu știu, frate, ce cap am, măi, domni. Deci nu cunosc, nu știu care și cum. Și avea într-un supur de ăsta, știi, ăsta e supur pentru șampanie. Și a fost $3.99 și suportul ăsta se vinde cu $15. Dar o să fiu și eu de aia fancy-pensy și o să-mi pun sticla de apă și o să zică lumea că beau șampanie. De o să știe ce beau eu acolo, știi? Te beau șampanie cu apă cu gust de șampanie. N-ai de unde știi. O chestie super drăguță care m-a costat $1, e făcută de Lefton. E pentru mărunții și pentru de-alea, știi? Se pune așa și e pentru mărunțiși. Asta mai cumpăr porcării pentru mărunțiși. Nu m-am lăsat de sportul ăsta, dacă cumva vă întrebați că m-am lăsat de sport, nu m-am lăsat. Și am găsit și o farfurie, asta a fost $2.99. Dar cât de interesantă e, deci eu... Tot pentru mărunțiși. Tot mărunțiși pui și în asta, să știți, că nu pui altceva. Deci mi s-a părut super, super cute și modelul cum e făcută. Eu cred că e făcută în Japonia. Stai să văd, să nu mă înșel. Da, parcă așa pare. Ah, ba nu. Damn, e făcut în Germany. Hand painted, făcut în Germania. Și da. E super drăguță. Super, super, super drăguță. Mamă, câte s-au adunat aici. Sperea să spun că cutia asta mea e plină. Plină cu hârtie de asta pentru... Așa, stai să văd ce mai e aici. O, da! Mai multe punguțe pentru punguțele cu dulciuri pe care o să le facem pentru Halloween. Uite câte sunt, acum am punguțe. Credeam că nu am foarte multe, dar ia uite ce e aici. Deci am asta câte are? 40. Cred că 40 o să facem de toate. Asta are tot 40. Asta e din hârtie. Tot 40. Asta tot 40. Asta tot 40. Și asta tot 40. O grămă de 40. Cu siguranță nu o să facem atâtea. Sper că 40 o să fac de toate. Tiberiu nu știm. Deci chiar nu știm. Habar n-am dacă o să vină copii, dacă nu o să vină. Eu am văzut că lumea a început să decoreze. Eu sper să vină. Mă, am găsit o chestie, am plătit $2.99 pe ea, dar nu știu de ce fața ei îmi dă impresia că e de ceva super scump. Are o oglindă la spate, deci are o oglindă și ea arată așa. Cred că e de la o sticlă sau ceva, e un capac sau ceva de la ceva. A trebuit să o iau. O să o caut și o să văd ce e cu ea. Și de-a cui ești și cu câte vinzi. Știi, eu simt un... Știți că am un sentiment de la așa. Mamă, ce grea e asta, frate? De ce e așa de grea? Vai, 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 vai. A, da, ce blondă sunt. De ce e grea? Punga e plină cu cărți. Deci punga e plină cu cărți și mă întreb de ce e așa de grea. Da. Bine, pe lângă cărți avem o chestie făcută în Italia, a fost $3.99. Capo di Monte sau ceva de genul ăsta se numește, vă citesc imediat. Da, Capo di Monte Made in Italy și este un clopoțel și a fost $3.99 și se vinde cu cel puțin $20. Capo di Monte ăștia fac niște chestii foarte faine. După, încă o chestie faină pe care am găsit-o, ciutăcică din punctul meu de vedere, dar
A fost, nu știu, am dat din greșeală pentru chestia asta. I-am făcut research din greșeală. Bună, Nico! Sunt niște farfurii din teracotă. Așa se numește materialul ăsta? Teracotă. Sunt făcute în Anglia. Made by Henry Watson Pottery, England. Și dacă nu mă înșel, o farfurie se vinde de la $20-30 în sus. Și am găsit două și am plătit pe amândouă $1.99, deci $1 bucata. Așa că le vom vinde cu vreo 40. Să nu vă spargeți că vă mănânc. Nu, deci data asta chiar am avut noroc chior, mă, deci noroc chior am găsit în Vegas foarte, foarte multe comori, foarte multe. Am luat chestia asta, dar eu o să pun pe ele cristale, sunt suporturi, nu știu exact pentru ce suporturile astea, dar eu o să pun pe ele cristalele mele, că nu prea am suporturi pentru cristale, așa că da, astea mi s-au părut foarte interesante, că eu am cristale în formă de inimă și aș putea să bag inima exact aici și să stea așa, am cristale în formă rotundă sau am mai multe chestii și mi s-au părut super interesante. Astea sunt făcute din lemn, dar nu știu pentru ce sunt astea, că nu știu, îmi par așa de cunoscute, dar nu-mi vine acum în minte pentru ce sunt folosite. Dar eu pentru asta o să le folosesc, pentru cristal. Iar aici am foarte multe cărți de la Goosebumps. Bună, Lori! Doar 2 ore, atât. Average white boy. Ce faci, crăsuța mea? Da, ce să fac? Nu mai pot de bine, tu ce faci? Mă uitați să văd dacă mai am ceva, dar nu am. Vezi, numai cărți. Cărți, cărți, cărți. Wow! Te scot la o cafea, știu că ești căsătorită, dar mă scoate și la două, numai la una. De ce să te rezum doar la o cafea? De ce numai una? Păi mă, două, mă. Ok, asta e lui bărbatul meu. Hai să vedem ce mai avem aici, dacă e ceva. Oh, Tiberiu, trebuie să... Da, Lori, da, îl las. Trebuie să vezi acum. Bine, nu numai Tiberiu, toată lumea, dar, no, Tibi știe cât de nebunită sunt eu cu cristale. Nu, frate. Punga asta am plătit $5.99. Stai să vezi ce am găsit aici, punga respectiv. Așa. Trei îngerași, ia uite, trei îngerași din cristal, astea, și unul ăsta cred că e din piatră sau ceva, dar cât de frumos e, ia uite, piatră, cristal, nu știu exact, iar aici sunt două punguțe și nu știu exact ce să fac eu cu astea. Cred că pentru bijuterii, tot felul de nebunii. Dar nu astea am vrut să ți le arăt, Tiberiu, că nu astea erau, cine știe ce. Astea erau începutul la ceea ce am găsit. Niciodată în viața mea, de când sunt eu, nu am găsit așa ceva în second hand. Niciodată. Și prețurile au fost, deci, nu bune, extraordinar de bune. Unul din ăsta pleacă de la cel puțin $40-50 în sus. Cel puțin, deci, cel puțin. Mai puțin de $50 nu cred că găsești. Începem cu primul. Arată așa. Cât de fain. Uite leacă cum e făcut aici. Și ăsta a fost $8. $8. Începem cu al doilea. Ăsta a fost $10.
Ia, uite-l, câta frumusețe. Câta frumusețe. Deci, unul mai mare, unul mai mic. Și al treilea a fost 15 dolari. Da, ia, uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta, dita mai animalul, dita mai animalul, cât e ăsta. Și cât de fain e. Mai mare decât capul. Doamne, că le-am văzut acolo la second hand, nu venea să cred. Cum, frate, să... cine a putut să doneze așa ceva? Deci cine a putut să doneze? Bine, eu mă bucur. Eu cred că cel mai mare cristal pe care l-am eu, mă refer la la turnuri, cred că cam atât. Cel mai mare pe care l-am eu. Bine, mai am ăla pe care l-am cumpărat din Mexic, dar ăla nu se pune. Ăla e altceva. Dar astea, Doamne Dumnezeule, prea frumoase sunt. Prea frumoase sunt. Ok, am mai terminat. Păi cum cade ăsta în cap. Da, mă, acolo, mă, nu vrea. Ia uite. Îl ținea pe asta și acum îmi cade în cap. Stai, mă, o leacă acolo. Și acum am mai agățat și astea. Așa. 2 secunde că am treabă aici. Bă, dar chiar nu vrei să stai. Ce afurisât ești, ce afurisât ești. Trebuie să ridic chestia asta. Obosesc. Bine că deja sunt obosită. Obosesc și mai tare acum. Mai avem o cutie. Haide, bă. Prea nu. Am dat ceva jos. Am un spațiu să mă desfășor aici, vedeți? Vedeți dacă făceam chestia asta în cameră? Unde ne puneam toate nebuniile astea? Unde le punem? Că n-aveam unde. Ok, continuăm. Astea sunt șervețele. Eu folosesc de obicei șervețele. Să împachetez, dacă să zicem că vând ceșcuța asta, împachetez în șervețele, după pun în chestii de aia de plastic cu buline, ca să protejeze și mai bine. După, am găsit două pahare de la Ray-Ban. Unul zice Hugs și unul zice Kisses. Hug and Kisses. Cin, cin. Sănătate. După l-am găsit pe Kermit. Și o să-l pun la vânzare, că e ediția de Halloween și o să se duc acum. Azi, mâine o să se ducă la vânzare. Aici nu mai știu ce mai e. Asta îmi plătește 75 de cenți și mi s-a părut super cute. E o statuietă cu 2 în 1. Deci, cred că e o fată și un băiat sau cam copii, dar au ajuns unul singur. După am găsit o fetiță, se numește My 15 Year, sărbătorește... Astea se folosesc de obicei la zilele de naștere, știi? Sunt tot felul de fete de astea, cu 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, până la 21, dacă nu mă înșel, am văzut. Și da, se fac cadouri, știi? Și zice, uite, am dat cadou fetei mele la 15 ani și ea, acum vedem dacă o păstrează sau nu păstrează, depinde. Depinde de cazuri. Și după am găsit două farfurii super drăguțe, bineînțeles că astea o să le păstrez. Să le scup amândouă. Una arată așa. A fost 2 dolari fiecare.
cât de drăguță e farfuria asta. Doamne, cât mi se pare așa de faină. E făcută în England, Staffordshire. Dacă nu mă înșel, am doi câini de firma asta, Staffordshire, la $150, dacă nu mă înșel, pe eBay acum. Iar ăsta e făcut de Limoges, Franța, tot $2 a fost și asta. Și e super, super cute. Super cute. Aș putea să le folosesc așa. De fine sunt. Să mai pun una și mai mică aici și gata. Mamă, câtea pun și câtea cutii și câtea de toate. Ok. Nu mai avem foarte, foarte multe. După, am găsit setul ăsta de la Bath & Body Works. A fost $5.99. Are loțiune, spray și avea și gel de duș. Dar gel de duș l-am luat cu mine în hotel și mi l-am pus, cred că, mai bine de jumătate în cadă. Că eu când bag spumă în cadă, îmi place să pun și gel de duș. Nu știu de ce, dar îmi place. Și, da, eu pe ăsta mai am o dată, pink șifon ăsta, șifonatul ăsta. Dar $5.99 pe toate 3, $2 bucata. Și merită. Good Behavior. Ăsta e pentru păr de la IGQ. Am primit și eu la un moment dat un pachet de la cei de la IGQ. Sunt produse foarte, 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 foarte bune. Și a fost doar $1.99. Nou nouț. Și da, e spray pentru 4, nu, nu stai așa că zice și aici. Spray Detangle, 24 Hour Freeze Control, Heat Protection și pentru strălucire. Doamne ajută! Mama, 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 mama! Asta de ce e așa de grea? Ce mai am aici de așa de greu? O, ce faină e asta! Wow! Asta tot pentru Halloween-ii. Amă. Și am plătit pe ea $3.99. Uite, cât de faină e! E din metal. Cât de fain e! Se pune așa, pe suport. Mi s-a părut funny. Funny, funny, funny. E cute, nu? Și ăsta tot din... Ua! Ua! Ia uite-l, mă, mâncațaș, cât de frumos! A fost $12.99. E din marmură, piatră, ceva de genul ăsta, cristal, nu știu exact ce piatră e, dar cred că are și ăsta vreo 2 kg, mai bine de 2 kg, că pare mai greu. A, ba nu. Nu e mai greu, ăsta e mai greu decât ăsta. Ăsta e mai greu. Ua, stai să nu mi le, să nu le scăp, că fac belea dacă le scăp. Da, am uitat, uite, chiar am uitat de peștele ăsta. Aștept să-l pun la vânzare. Ăsta trebuie să fiu super mega atentă atunci când o să-l livrez, că pare foarte fragil. Și asta e lui bărbatul meu, un Wii controller. Da, e foarte frumos. O să pun astea lui bărbatul meu într-o pungă, să nu mai este aici. Să îi dau lui, zic, ia-le, mă, băieții. Așa. Aici am o vază. Stai să văd cum o dezbrac. Ia
Mi-au prins-o, doamne, de toți banii mi-au prins-o. E frumoasă. Se merită așteptată, să știți. Bună, bună, Mariana. Mulțumesc frumos. Fața, dar, fața asta mai sunt frumoasă. Clară treabă. Dacă mă aranjam, eram țâță de mâță. Deci, ia uite-o, mă, munca, vai, sufletul vostru, ce frumoasă e ea. Nu la ea. Nu la ea. Sirena, știți că am un bol la sirene? A fost $10, dar a fost 25% reducere, deci am plătit pe ea $7.50. Cât de faină e. Și o vază. Hai noroc. Sau poți să bei din ea. Depinde cum o folosești, cum vrei tu, știi? Să o folosești ca vază sau ca... Ca ce vrei tu. Oh, și asta mi-a plăcut mult. Asta e o sticlă de la Avon, a fost $1.98 minus 25%, deci asta înseamnă $1.50. Dar uite, mânuța, mânuța. Știți că eu am o boală la mâini. Eu am o boală la tot, ca să înțelegeți. La mâini, la nuduri, la fete, la băieți. Am o boală la tot. Dar asta la $1.50 n-aveam, frate, cum să o las. Deci chiar n-aveam. Mă bătea, doamne, doamne. Adevărat. Nu mai sunt ce-o fost. Ok. Am luat, v-am zis că astea sunt ciocolată caldă cu aromă de pumpkin, de dovlegel. Și am luat 3 de astea ca să pun în cănița. Am o căniță cu capac de dovlegel. Și da, poate o să pun acolo sau o să pun în ceșcuțele. Am niște ceșcuțe, una cu cap de mort și una cu paianjen, poate pun acolo. Sunt pentru ediția de Halloween și luna asta, de fapt, mai toate chestiile pe care o să le fac o să fie așa pentru Halloween. Așa că vă sugerez să mă urmăriți și pe pagina de Instagram, că nu e greu și nu vă costă nimic. Acum, am găsit niște chestii drăguțe. Avon de acolo este Avon de România? Da, este Avon de România, numai că Avonul de aici este Avon original, nu Avonul de România. Avonul de România este... E copil pe lângă ce găsești aici de la Avon. Deci, copil. Aici găsești mult mai multe chestii. Mult, multe, 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 multe. Ok, am fost la CVS. CVS, am făcut un deal... Mi-am luat protein shake-uri, de alea, shake-uri cu proteină, pentru că beau de alea în fiecare zi. Și alea, bol normal, costă aproape $12 una. Dar era o ofertă, cumpără două și primești $10 înapoi, ceea ce... Mai bună ofertă decât asta n-aș fi găsit nicăieri. Plus, am avut $5 reducere când cheltui 30. Plus, eu plătesc un fel de abonament pe lună la CVS, unde plătesc $5 și îmi dau $10 în credit în magazin, așa că am mai avut $5 bonus și de acolo. Așa, plus, nu mai știu ce naiba am mai avut. Deci am avut o grămadă de chestii. Și am cumpărat 2 de alea pentru protein shake, 2 paste de dinți și 2 parfumuri. În total am plătit pe tot $30. Și parfumurile sunt astea. Ce zice? So de la Renta, sunt parfumuri de la Oscar de la Oscar de la Renta. Și unul, bineînțeles, o să-l păstrez eu, unul nu știu exact ce o să fac, o să-l vând, o să-l dau cadou. Habar n-am, dar sunt tare curioasă să văd cum miroase ăsta. Și oferta la parfumuri a fost cumpără unul și unul gratuit. Deci vă dați seama, eu am plătit $30 pe 2 parfumuri, pe 2 de alea și 2 paste de dinți. Tibi, scrii tu, te rog frumos, adresa de Instagram. Deci așa arată sticla. De ce toate parfumurile astea de la Oscar de la Renta? Bă, frate... Uite, când miroseam așa, miroseam într-un fel, dar acum că m-am dat, s-ar putea să nu le mai vând.
Ce îmi place? Chiar îmi place cum miroase. Când am mirosit în capac, avea mirosul bomboanelor alea mici, 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 care se pun pe colivă sau unde se pun alea. Deci așa am avut impresia că miroase, dar acum că m-am dat cu el, miroase altfel și miroase fain. Eu am Extraordinary de la Renta. Da, am și eu vreo câteva de la astea, de la Oscar, de la Renta, dar niciodată nu m-au dat cine știe, nici asta nu mă dă pe spate să zic, oh my God, ce minunăție de așa, dar e ok. Mamă, deci eu când găsesc chestii la second hand, care în magazin costă un picior și o mână, sunt super fericită, dar nu cred că mai e Tiberiu. Pe Instagram puteți găsi cu Elena's Choices. Uite că mi-a scris Cristalia, mulțumesc foarte mult. Elena's Choices e adresa pe Instagram. Asta este ulei pentru corp de la Rio de Janeiro. Nu, Sol, nu Rio, Sol de Janeiro. Sunt produse foarte bune. Cred că am vreo 3 de astea deja, dar nu am putut să nu-l iau că a fost 3,98 dolari. În mod normal, prețul ei au încercat să-l vândă cu 16 dolari. Dar nu l-a cumpărat nimeni, frate, că 16 dolari, cred că dacă nu mă înșel, unul nou e 20 de dolari sau ceva de genul ăsta. Cu 3,98 dolari a fost bine, dar cu atâta nu. După am mai găsit o chestie foarte faină, este de la Mario Bădescu. Nu, Mario, da, nu Mario Bădescu, da, Mario. Nu Mario Bădescu. Cum îl cheamă, mă, pe ăla? Ca, uite, să moară Gipilan dacă nu. Cum îi zice, mă? Lumă la Mario, e rus el, dacă nu mă înșel. L-am încurcat cu altul. E rus și e make-up artistul lui Kim Kardashian, a făcut-o și pe asta pe J.Lo și are acum firmă și a făcut firmă cu By Mario. Dacă țineți minte, am cumpărat fardurile câte patru, bine, cine ține minte. Aici a fost degetul meu, să știți că era nou nouț și mi-am dat cu degetul. Este un highlighter pentru... și e cu sclipici, nu că e doar highlighter. Deci el arată așa, iată. Și când dai pe față, se vede așa o tentă de sclipici. Deci mi se pare crimă și pedeapsă. Și ăsta a încercat să-l vândă cu 12,98 dolari și era redus la 8,98 dolari, minus 30%. Deci eu pe asta și pe lantul, minus 30% și n-aveam cum să le iau, că nu aveam cum să le las, nu că să le iau. Când l-am văzut pe ăla cum sclipește acolo, am zis că mamă de-a meu ești, trebuie să mă văd din avion, trebuie să mă văd. Bună, Rodica! Și încă o chestie foarte bună, am deja două bucăți de astea și sunt foarte bune și le folosesc. Ăsta a fost 5,98 dolari și e nou nouț, nici măcar swatch nu s-a făcut pe el. Este de la Ofra și tot la fel a încercat să-l vândă cu 16,98 dolari până l-a redus la Dediva, ăla mă, Dedivanovic ăla. Mulțumesc, Claudia! Și astea sunt highlighturile de la Ofra și sunt crimă și pedeapsă. Crimă și pedeapsă sunt astea. Îmi plac la nebunie și 5,98 dolari minus 30% n-aveam. Dar o vânzare ne mai organizez și nu ajunge de Crăciun. Aș prefera mai multe poșete, știu că sunt, dar dacă nu cer, nu primești. Da, Leni, știu ce zici, deocamdată nu fac vânzări. Am trimis deja pachet acasă, a și ajuns. Le-au și desfăcut copiii. Nu știu. Poate dacă a fi să vin în România la anul, o să aduc atunci și pentru vânzare, dar deocamdată nu. Am descoperit o chestie care îmi place foarte mult. Foarte mult îmi place. Să cumpăr. Mi-ai trimis la nepoți nu nouă. Știu, știu, dragă, știu. Să cumpăr de astea, frate. Deci, astea sunt 25 de cenți bucata. Deci 25 de cenți bucata. Am plătit pe ele. Și avem Spice Balm,
Doamne, ador parfumul ăsta de la Victor Rolf. Avem Black Orchid de la Tom Ford și am chiar două. Ăsta de la Spice Bomb, unul l-am folosit astăzi, am 1, 2, 3 de la Spice Bomb. După am două de la Hermes, Jour de Hermes. Black Orchid 3 de la Tom Ford. Și cât de scumpe sunt alea de la Tom Ford? Cine naiba? Cine naiba și le cumpără? Declaration de la Cartier, de la Chloe, de la Prada. Încercam să văd dacă zice și numele parfumului. Nu zice. Și 3 de la Bodega Veneta. Acum, eu am făcut o socoteală. Deci fiecare parfumel de ăsta are 1,2 ml. Și eu mi-am luat 16... și mai este unul. Ăsta. Eau de Givenchy. Am făcut o socoteală și am zis că, mă, ăsta are 2 ml. Deci unele au 2 ml, unele au 1,2 ml. Am făcut o socoteală și am zis că, bă, mi-am cumpărat 16 bucăți. Ori 1,2, cât vine, vreo 19 ml. Eu cu 3 dolari, 4 dolari, mi-am cumpărat 19 ml, aproape 20 de ml de parfum. Deci cât de tare chestia asta. Eu nu socoteam așa, am zis că, bă, eu astea tot timpul nu prea le băgam în seama. Dacă stai să te gândești, 25 de cenți pentru fiecare, deci 20 de mililitri cu 3 dolari, 4 dolari. Vă dați seama, vă dați seama ce înseamnă chestia asta? Și plus că încerc și branduri care eu nu le cunosc. Și nu. Și ieftin. Și ieftin. Mi-am luat o geantă, a fost 30 de dolari, dar eu când am luat-o a fost 14,99 dolari. Faza e că nu are lanțul, dar nu e problemă că am alte lanțuri. Este o geantă de la Calvin Klein și arată așa și nu are chestia asta, știi, care e lanțul de aici și ăla care să le prinzi aici să o porți în cârcă. Dar mi s-a părut așa de cute și minus 30%, deci am plătit pe ea cam 10 dolari am plătit pe ea și mi s-a părut super cute. Nu aveam cum să nu o las, să nu o iau la 10 dolari. Deci serios, serios, serios. Tot nu prea am cumpărat genți decât asta și pe aia verde. Să nu o iau și pe asta. Adică. Și acum, ultimul produs. Aba, nu, stai că mai am două aici, nu vi le-am arătat. Bă, dar dă-te, bă, și nu-mi stai aici, am încațași talentul tău. Stai acolo. Am mai găsit două parfumuri, ăsta a fost 7 dolari, dar a fost la jumătate de preț, deci am plătit pe el 3,50 dolari. In style ăsta fragrance, sunt companii care fac numai reproduse, de-astea, inspired, cum se cheamă? Produse, le reproduce pe parfumurile mari. Asta, de exemplu, miroase ca Dolce Gabbana Light Blue. Exact ca Dolce Gabbana Light Blue, pentru că l-am și eu acasă. Exact, n-aș ști să fac diferența dintre ăsta și Light Blue. Da, replică. Și am plătit doar 3,50 dolari. Tare, nu cunoaște lumea. Dacă mă dau cu ăsta sau cu Light Blue, nu o să știe care și cum e diferența. Și după am găsit și un ulei, ăsta a fost 5 dolari. Un ulei Melange se numește, va trebui să-l întreb pe prietenul meu, un ulei parfumat și arată așa, să văd exact cu cât o să reușesc să-l vând. Și acum, ultimile chestii, numai că va trebui să fac un pic de spațiu aici. Cât de frumușele sunt astea pe care vi le arăt acum.
le-am pus într-o chestie să le protejez. Ca să nu mi se spargă, am plătit $4 bucata. Asta e primul. Deci $3.99 a fost bucata. Asta e al doilea. Ați ghicit? Să n-ați ghicit că fiecare are câte o culoare. Asta e al treilea. Sunt din Deva, te urmăresc de 2 ani. Mă bucur că te-am prins live. Mulțumesc foarte mult, Ica. Și bine ai venit pe live. Asta e numărul 4, asta e roz, nu știu dacă se vede, dar e roz. Uite, aici se vede cel mai bine. E roz, roz, roz. Cred că mai este o culoare care îmi place. Și am pus mâna pe ea acum. Numărul 5. Câte bine aici, să-l vede mai bine. Albastru, albastru, albastru. Numărul 6 e un albastru mai deschis. Credeam că sunt doar 6? Nu, sunt doar 6. Numărul 7. Asta e mov. Și acum e ultimul. Numărul 8. Și asta e verde. Cât de frumoase sunt paharele astea. Cât de frumoase sunt. Și cu florile cum sunt scoase în 3D. Da. I-am zis și lui ăla că el zice că n-am hârtie să le împachetez. Am zis că mă interesează, îmi dai pungi, îmi dai orice. Deci nebun să n-ajung cu astea întregi acasă, tu îmi dai orice ai acolo, că le împachetez eu. Și mi-a dat pungi și le-am împachetat fiecare în câte o pungă și după aia le-am pus în chestia aia pe care o am. Și are așa o chestie, o ține foarte, foarte bine. Deci ce e la mine aici pe birou? Nu vă puteți imagina și pe lângă birou, dar cu siguranță nu o să reușesc să le strâng astăzi, doar să le pun așa în cutie aici și să, că trebuie să fac 2 pachete să le duc la poștă astăzi când mă trezesc și da, trebuie să le duc astăzi la poștă, dar da, asta a fost 143 de minute. Hai că a fost bine. Eu am crezut că o să fie cel puțin 3 ore. Cred că era o oră dacă intram acum și mai vorbeam puțin de operație și mai vorbeam de o chestie, de trestie. Dar am trecut rapid. Am făcut și de vreme astăzi. V-am zis că eram pe treabă și am zis că bă, hai să fac și live-ul dacă tot sunt trează la ora asta, că v-am promis pe video că o să fac un live cu produsele pe care le iau din Vegas. O să mai urmeze un second hand, un video din second hand de la Vegas și după o să ne mutăm iară pe second hand-urile noastre de aici. Și da, ăsta a fost live-ul de astăzi. O să-l las. Nu uitați să lăsați un like. O să-l las pentru cei care ați intrat mai târziu să puteți să-l vedeți, dacă vreți să-l vedeți, dacă nu, nu, cum doriți voi. Și da, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, v-aș supra mulțumi, aș fi foarte recunoscătoare să mă urmăriți și acolo. Și da, o să mă apuc un pic de strâns puțin pe aici, cele care sunt așa mai
care trebuie să le duc în cameră, de exemplu geanta ar trebui să o iau. Unde am pus geanta? Aici. Și să pun parfumurile în ea și alea, cum se cheamă, cristalurile. Astea trebuie să le iau și să mi le duc în cameră. Nu prea mai loc acolo în cameră, dar găsim noi. Să facem loc, că e descurcăreață. Parfumuri, suporturi, spray-uri, make-up, tătișelea, uleiuri și mini-parfumele. Eu cred că aș putea să fac bani frumoși și pentru mini-parfumerile astea. Mi le strâng 100 din ele și pe alea pun la vânzare. Plătesc cât plătesc pe 100. Dacă e 25 de cenți, 10 înseamnă 2,50 dolari. 25 de dolari pe 100 și le vând cu 100 de dolari. Cred că cam atât. A, și îngerașii. Și suportul de la Bath & Body Works. Da. Asta a fost video de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și nu uitați să vă abonați. Și vă mulțumesc că ați fost și de data asta cu mine. Cine a fost? Cine nu o să vină după? Așa, să le vadă după. Mă duc să beau apă, mă duc să-mi iau pastilele. Ua! Înainte să mă duc la culcare. Și da, vă pupăcesc, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Pa!